tare mult că sunteți alături de noi în această zi frumoasă a concertelor de gală ale Festivalului Național de Romanțe Crizantema de Aur, ediția 52-a 2019. Suntem cu toții în emoții și în febra ultimelor pregătiri. Abia am ieșit dintr-o repetiție, intrăm în altă repetiție. Așa că vă suntem foarte recunoscători că ne-ați îngăduit 10 minute de întârziere față de 11:30 ca să ne putem aduna aici cu toții, cu membrii de seamă, membrii de onoare ale celor două jurii, juriul concursului de interpretare și juriul concursului de creație. Ediția din acest an, dumneavoastră știți foarte bine, cel puțin presa locală, că este o ediție în care noi ne-am propus să celebrăm patrimoniul poetic prin romanță, să celebrăm patrimoniul poetic național și anul omagial al satului românesc, pentru că romanța este sora bună a doinei. Romanța este din aceeași rădăcină a culturii naționale, a identității noastre naționale. Doina este deja în patrimoniul mondial UNESCO și noi nădăjduim ca prin tot ceea ce facem la Crizantema de Aur, prin tot ceea ce realizăm în țară, prin toate proiectele dedicate promovării romanței ca gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, să aducem noi și noi argumente în favoarea acestui proiect de includere a romanței în patrimoniul UNESCO, proiect care este în dezbatere și în analiză și în lucru la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Lângă mine se află domnul ministru secretar de stat Alexandru Cuna, președintele juriului de interpretare. În dreapta mea aici este președintele juriului de creație, domnul compozitor Zsolt Chereștei. Am alături de mine din Republica Moldova Doamna Svetlana Bibol, președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova și director al Filarmonicii Naționale Serghei Lucheviu, doamna Svetlana Bibol. De asemenea, alături de noi este doamna Matilda Pascal cu jocărița, bine cunoscută interpretă de romanțe și director al ansamblului profesionist românesc al Centrului Județean de Cultură Bistrița. Alături de noi avem pe domnul Sergiu Cioiu prima oară în jurul de interpretare, actor și interpret, îl poți vedea și în seara aceasta cu recital, așa cum o veți vedea și pe doamna Matilda Pascal cu jocărița. Lângă noi este mereu și cu sufletul și cu prezența domnul Marius Țeicu, membru al juriului concursului de creație. Vedeți câtă emoție puteți să produceți, domnul Țeicu, prin simpla dumneavoastră prezență. Domnul Mircea Drăgan, iarăși un foarte bun și apropiat prieten și promotor al romanței, acești distinși membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ne onorează cu prezența dumneavoastră și cu participarea efectivă, pentru că selecția romanțelor la creație se face de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România și de Uniunea Muzicienilor din Moldova, prin acești deosebiți specialiști. Și nu în ultimul rând, îl avem alături de noi pe domnul academician Aurelian Dănină, muzicolog, membru al Academiei Europene de Științe și Arte, din Republica Moldova, de asemenea, tot aici cu noi, dar nu-l văd unde este, domnul Stârcea. Vă rog frumos, imediat vine un scaun pentru dumneavoastră, membru al juriului de interpretare, domnul compozitor, Marian Stârcea. Da, aveți loc lângă mine aici, este directorul artistic al Filarmonicii Naționale Serghei Lucheviș din Chișinău. Presă locală, văd foarte multă și interesată, ca totdeauna, de acest fenomen muzical național de la Târgoviște, care promovează romanța neîntreruptă de peste 50 de ani. Este și presă națională. Mulțumim, bineînțeles, televiziunii române care transmite integral, iar în această seară transmite în direct, începând cu ora 18. Ar fi transmis în direct și joi și vineri, dar este campanie electorală și între orele 19 și 20 au fost emisiuni electorale, așa că toată transmisia integrală s-a decalat un pic și a început cu ora 20, dar festivalul a fost transmis integral